Salutare, dragii mei. Sunt puțin obosit. O să întorc camera să vă arăt despre ce este vorba. După cum se vede, dragii mei, mașina mea am ridicat-o pe rampă. Sunt într-o localitate, pardon, în județul Sălaj. E depozitul unui prieten. Și am venit să o ridic pe rampă pentru că am o problemă la eșapament. Eu inițial am știut doar de aceste două crăpături, dar când m-am uitat acum, am văzut că aici a căzut de tot, toba intermediară. Am cumpărat două kituri pentru reparat eșapamentul. Aici este o pastă, muffler ciment, adică ciment pentru tobe, din ce am văzut eu pe Google Translate, suportă o temperatură de 1200 de grade. Iar aici o bandă pentru eșapament. După cum se vede, arată și în desen această tobă de eșapament. Eu am încercat să filmez, mi s-a oprit nu știu de ce filmarea, dar n-ați pierdut mare lucru, pentru că ați pierdut doar procesul de dat cu peria de sârmă. Încă mai am puțin, foarte puțin. Iar acum o să pun cumva, o să pun camera, adică telefonul, aici, pe stativ. Nu știu dacă în altă parte o să pun asta, o să putem, pot eu să filmez. Dacă nu, o să-l aduc aici și o să-l las aici. Scrie aici, la instrucțiunile de folosire la această bandă, că se aplică când eșapamentul este complet rece, iar după ce e gata aplicată, se pornește mașina, se lasă puțin motorul să meargă la relanti și se va strânge foarte tare. La fel se aplică și pasta când eșapamentul este răcit complet și se recomandă lăsat așa timp de 24 de ore. Dar spunea cineva într-un videoclip pe YouTube că și dacă lași motorul 10 minute să meargă, se va întări și poți să mergi la drum. Aici unde e ruptă de tot, toba intermediară, cu siguranță voi folosi acest kit cu bandă. Mai este un alt kit de la alt producător pentru tobă, cu un colier, dar nu știu cât de bun era aici, pentru că arăta cum ar fi, ca și cum ar fi rupt aici unde e sudată țeava de toba intermediară. Dar eu o să ridic așa toba, o să țin să stea așa și o să încerc să aplic această bandă, dragii mei. Sper să fac bine ceea ce fac. Dacă cumva dintre cei care mă urmări sau mă veți urmări, ați mai făcut și știți cum se face și observați că ceva n-am făcut bine, o să vă rog să-mi spuneți. Această bandă are lungimea de 1 metru. Nu cred că o să fie nevoie să folosesc tot mai mult ca sigur. Și scrie că al doilea strat de bandă, când vine pus, să vină pus așa.
măcar jumătate să prindă pe partea asta la alta. Dar o să încerc să-l pun așa, provizoriu, dragii mei. Deja s-a răcit. Acum trebuie să-l prindă pe tot și apoi să-l pun așa. Cine știe, poate va fi nevoie să-l pun pe tot. Oricum nu e o problemă, pentru că aici în față o să pun pastă. Va trebui să dezlipesc folia aceasta de pe bandă. Sau să dezlipesc banda de pe folie, nu știu cum se spune corect, însă nu mai contează. Stau așa puțin plecat, mă dor picioarele. Asta e. Partea asta o să fie puțin mai nasol de pus, dar asta e. O să mai trag puțin de eșapament, dar nu vreau să trag nici prea tare de el, pentru că vreau totuși să-l prind foarte bine, dragii mei. Și eu am impresia că asta va trebui să-l pun tot, dar nu contează absolut deloc, pentru că am de unde. Cred că atât e ok, pentru că el trebuie să se strângă. Acum să văd dacă cât mi-a rămas, dar nu, nici nu are rost, că e prea puțin. O să-i găsesc eu o altă întrebuințare. Acum o să-mi iau niște mănuși de protecție. Scrie că în instrucțiunile acestei paste că e bine să o aplici cu ceva. Dar cel mai bun simț eu l-am, dragii mei, la mână. Așa că această pastă o voi aplica cu mâna. Nu știu dacă reușesc eu să vă arăt. Nu a fost încă desfăcută.
Mi-am pus mânușile și n-am desfăcut. Am luat această protecție. Să văd dacă găsesc aici ceva pe jos ca să găuresc. Gata. Dragii mei, după cum se vede, pasta iese și o voi aplica aici frumos. E o murdă care are service auto și am vrut să merg la el, fie să ridic mașina pe elevator, fie să o pun doar pe groapă, care și groapă în atelier, pentru că până să-și cumpere elevator folosea groapa, doar că omul are mașină. L-am întrebat dacă are mașină, i-am spus despre ce este vorba. Zic, bă, știi că te-aș fi lăsat, dar am mașina pe elevator și am ce să fac. M-ar fi lăsat sâmbătă, numai că eu sâmbătă și duminică lucrez. Și dacă lucrez, nu am cum să ajung, dragii mei, la service. Așa că dacă tot trebuie să-l fac, am zis că-l fac acum. Dragii mei, eu cred că e bine. Zic eu. Las puțin și ăsta. Spun și asta pentru că nu o să las aici mizerie, că nu e frumos. Acum o să urc. O să pornesc motorul și o să vedem ce a ieșit.
văd. Așa, fiți. Am mai găsit, dragii mei, o problemă. Aici, la capătul tobei intermediare, suflă. Așa că o să aduc peria de sârmă, să pun, cred că să-mi ajungă această bucată de bandă și să o pun acum. Mă, dragii mei, profit și eu de ocazie cât sunt aici și să le rog până față de cum a sunat. Nu mai sună. A sunat extrem, extrem, extrem de urât, dragii mei. Am zis măcar să țină, să țină măcar această reparație până când iau toba intermediară de pe celălalt Logan. Cei care sunteți mai abonați vechi ai canalului meu, știți că m-am mudat cea Logan pe care am lovit-o, pe care am dezmembrat. Iar atunci când o să am timp, o să iau doar toba intermediară cu o anumită bucată de țeavă de eșapament și o să o schimb. Dar dacă merge și cu aceste variante alternative de reparație, de ce să nu repar? Asta, în teorie, ar trebui să-mi ajungă. Acum sunt curios să văd dacă mai suflă pe undeva. Thank you.
scuze, sunt puțin răcit. Am observat, dragii mei, unde mai are o gură. Aici sus încă nu este întărit cum trebuie. O să încerc să pun mai mult. Și acum o să mă folosesc de altceva, dragii mei. Am aici un port carduri, dar am câteva carduri pe care nu le mai folosesc, pentru că nu mai sunt. Cum ar fi acest vechi card de fidelitate de la Profi. Poate că o să am o precizie mai bună, pentru că foarte multă pastă mi-a rămas lipită pe mânușă. Așa că o să încerc cu acest card să o aplic. Chiar dacă stau mai mult, dragii mei, și aștept, o să încerc să stau mai mult, să aștept. Încerc să șterg și aici de eșapament cardul ăsta. Chiar dacă nu mai folosesc, nu o să-l arunc. Deci nu vă spun, dragii mei, cum a sunat eșapamentul înainte să îl repar. Oribil. Deci vă spun sincer, dragii mei, și pe mine m-a deranjat. Așa că o să aștept. Nu știu câte ore că mi s-a descărcat brățara. Dar mă gândesc totuși să aștept, nu știu, 15-20 de minute, cel mult, pardon, cel puțin. Și abia apoi să pornesc, să las un 10-15 minute și apoi să merg, pentru că am de făcut vreo 80 și ceva de, deci în jur de 180, aproape 200 de kilometri dus întors. Și nu vreau să am făcut frig. Pentru că vreau să las să se întărească, dragii mei, pasta cât mai tare, iar gazele de eșapament când ies, să nu mai poată să spargă acest strat de pastă și să iasă pe eșapament acolo, pe unde trebuie.
Am pornit, dragii mei, mașina puțin, doar să aud motorul, cum sună. Și dacă tot e aici pe rampă mașina, să mă mai uit la eșapament. Și aici te văd că la toba finală nu sunt probleme. Această tobă finală pare a fi originală, vedeți că aici scrie Renault. Sper să și focalizez. Mașina e din 2005. Eu sunt al doilea proprietar la ea. Cred că v-am mai spus că păstrez legătura cu fostul proprietar. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu el. Știe și unde lucrez, mai vine. Am mai venit cu soția lui la cumpărături și am rămas în relații bune. Sunt niște oameni jos pălăria și cu fostul proprietar al primului meu Logan. Loganul celui pe care l-am lovit. Păstrez legătura. Și aici la catalizator nu pare să fie vreo problemă. Așa că voi aștepta doar aici să se întărească această soluție și să fie tot în regulă. După cum mașina e din 2005, eu zic că arată foarte bine pe interior. Pe sub ea, nu pe interior, pardon. Ia uitați, dragii mei, omul a spus, a specificat în anunț că e o mașină pentru, adică ținută în garaj. Omul nu are garaj, dar are șura pe care nu mai folosește decât pe post de garaj. Dragii mei, sunt aproape 30 de minute de când filmez. Nu cred că mai are rost să lungesc acest videoclip. Am vrut doar să vă arăt cum putem noi să reparăm singuri eșapamentul. N-am știut de acest kit. Am căutat și eu pe internet. Am scris reparație eșapament fără sudură. Și am văzut. Am mers următoarea zi la un magazin de piese auto, am întrebat dacă au kit pentru eșapamente. Mi-a spus doamna de acolo, da, avem, mi-a arătat această pastă și i-am spus unde am eu problema și a zis, domnule, avem și bandă. S-ar putea să vă ajute și banda sau poate vă ajută banda mai mult. Asta este rolul acestui videoclip. Sunt mai multe videoclipuri, nu sunt eu cel care am inventat, dar cei care mă urmăriți pe mine, care probabil n-ați știut că se poate repara, eu sper că ați învățat ceva. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mă urmăriți. Vă mulțumesc celor care apreciați videoclipurile mele și până data viitoare, toate bune, dragii mei. Pe curând!